Hai noroc, băi, și bine am regăsit la un episod pe canal. Astăzi ne vom juca Grand Theft Auto Cătălin Talent. Deci, haide să-i dăm New Game. De ce s-a întâmplat o problemă? O să-i dau New Game și o să ne jucăm Grand Theft Auto Cătălin Talent. Da, deci îl avem aici pe Cătălin Talent. Jocul nu este făcut de mine. Luat de la Uzi jocul. Bun, haide să îi dăm start. Bun, și deja ne-am izbit prima oară. Jocul este destul de mișto, îmi place, adică nu e prea modificate, doar skin-ul. Am zis că și așa dacă tu nu postăm noi pe canal, de ce să nu postăm seria asta de Grand Theft Auto, Cătălin Talent, să facem o serie. Să facem doar prima misiune, cred. Și după vom trece la... Adică v-am lăsat pe mai multe videoclipuri. Vreau să termin tot jocul, ok? Facem o serie, să facem așa în fiecare zi, dacă pot, dacă am timp, desigur. Câte un episod așa din Grand Theft Auto Cătălin Talent. Bun, deci, haideți să... În prima misiune. Bun, Big Smoke. Cătălin Talent. Haide că dau skip, nu stau eu prea mult. Așa. Aici avem caractere modificate sau ca să știu dacă să dau skip sau nu. Deși nu cred. Da, nu sunt. Trebuie să-i dăm skip. Bun. O să trebuie să completă acum. Așa, scuzați-mă dacă s-am auzit practic pe fundal, n-am ce să-i fac. Sper să nu se mai audă familia pe fundal, că e handicapat rău de tot. Bun, haideți să-i dăm tare. Scuzați-mă pentru inactivitatea creată la mine pe canal, dar n-am. Hai bă, și tu mai repede, că după s-o opresc ăștia, Doamne. La cât am jucat eu story mode-ul. De ce nu sare sus? What? Bă, dar cum o să fac și eu o modificare la jocul ăsta? O să vă aduc o versiune mai nouă și mult mai modificată cu mașini, cu chestii. E mult mai șmecher, vă promit eu, decât e varianta asta. Că asta doar skin-ul, am impresia. Și menu jocul ăsta, loading-ul și chestii de genul. Atât are modificat. Hai bro, mai repede. Nervează că ăștia merg greu și după se opresc și iar trebuie să mă reîntorc la ei. Oricum știu pe unde trebuie să o iau. Că am jucat story-ul, am terminat de nu știu câte ori. Și știu și mapa pe de rost. Acum o luăm pe aici, da. Și mă izbesc. Bravo mie. Bă, dar stai puțin, că am uitat că poți să faci story mode, poți să-l faci și cu mașina. Am și uitat. Nu trebuie neapărat să fii în bike. M-am apucat să fac așa offline, m-am apucat să fac și story modul la GTA 4. Vreau să-l termin. Da, e șmecher și jocul ăsta, e HD, e altfel față de San Andreas. Dacă la nu-l pot filma, că na, e joc puțin mai nou și o să am lag. Dar așa, GTA San Andreas, Cătălin Talent, n-avem stres. Haideți mai repede, haide, te rog eu mult, dă-i din picioarele alea. Da, bun că vin aia, acum o să facă pană și e clar. Haide, bă, da, ce greu se mișcă ăștia. Bun, suntem primii. Și da. O să modific eu toate skin-urile, o să fac o diferență mare la joc, va fi, o să vedeți voi. A, se vede mașina. Mamă.
Haide, bro. Hai, că știu. Asta ar trebui schimbat, textul ăsta o să-l schimb eu. Că nu e chiar cine știe ce joc. Vedeți, deci nu e nimic modificat la el. Nu observ, cred că doar skin-ul ăsta e modificat. Deci o să modific eu. Bun. Și da, nu cred că avem ce să mai vedem pe aici. Cam să mă sus, așa. Nu se aici pe clădire, că știu de arma aia și mai este un pistol. Eu v-am zis că știu jocul pe de rost, efectiv, la cum am jucat eu San Andreas Story Mode. Aproape toate locațiile de arme. Oh my god. Asta drupează mulți bani și de obicei mai drupează și arme. Mori, mori. Ok, nimic. Da, nu cred că o să fac mai fac misiuni, cred că o să las pe videoclip. Următoarea să facem misiune așa pe videoclip. Aici mai este un de-ala de pumn. Hai să luăm și pe ăsta. E obosit, Cătălin. Da, băieți, vă pup, fratele. Dacă mai dați like, hai să strângeți 10 like-uri dacă mai vreți seria asta. Vă, fratele, re.